Pentru Republica Moldova, un guvern minoritar înseamnă micșorarea numărului de persoane care vor lua decizie privind fluxurile financiare în țară. Popular vorbind, se micșorează numărul de persoane care vor decide ce trebuie de furat, când trebuie de furat, cât trebuie de furat și cum trebuie de furat. Este cunoscut faptul că în ultimii ani a avut loc o bătălie, o luptă crâncenă dintre grupările Partidului Liberal Democrat de Moldova și a Partidului Democrat pentru supremația și controlul puterii. Dorința de a fi unici în conducerea țării și luarea deciziilor privind fluxurile financiare i-au determinat ca adesea să-și elimine chiar și partenerii de coaliție. Iată, observăm dinamica schimbării numărului de persoane care au participat în luarea decizii. Dacă în Alianța pentru Integrare Europeană 1 existau 4 persoane care luau decizii, Filat, Lupu, Urecheanu și Ghimpu, ulterior, în Alianța pentru Integrare Europeană 2, deja acest număr a fost micșorat de la 4 la 3, deciziile fiind luate de către Filat, Lupu și Ghimpu. Ulterior, cu implicarea Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat, deci de a face anumite schimbări mai radicale în cadrul Partidului Liberal, deja a treia persoană, Ghimpu, care participa la luarea deciziei, a fost înlocuită cu o altă persoană cu nume de Hadârcă. Și acum, în Alianța pentru Moldova Europeană, acest număr a fost micșorat până la 2. Deciziile privind fluxurile financiare în țară vor fi luate de către două persoane, de către doi lideri a două grupări, Filat și Lupu. Cu toate acestea, trebuie să menționăm că în permanență aceste grupări au avut un partener de nădejde. Îndeosebi acest partener, sprijinul acestui partener s-a evidențiat în cadrul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană 2, ulterior Coaliției Pro-Europene și iată și acum pentru Alianța pentru Moldova Europeană, acest partener de nădejde fiind Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, condus de către Vladimir Voronin. În țările cu o democrație dezvoltată, un guvern minoritar înseamnă o soluție temporară pentru deblocarea anumitor situații sau pentru acoperirea unor situații de criză. În Republica Moldova, un guvern minoritar înseamnă un mecanism de micșorare a numărului de persoane care vor veni să controleze fluxurile financiare. Prin urmare, în Republica Moldova nu vom avea un guvern minoritar, ci vom avea un guvern al unei alianțe constituite din Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.